Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, 11 octombrie 2022. Cum să fii roditor? Eu v-am ales pe voi să aduceți roadă și roada voastră să rămână. Ioan 15, versetul 16. Când Domnul Iisus le-a spus ucenicilor, eu v-am ales și v-am rânduit să mergeți și să aduceți roadă și roada voastră să rămână, El a transmis de fapt mesajul, trăiți-vă viața într-o continuă căutare a lucrurilor care au semnificație și valoare veșnică. La ce se referă? Ce denumește el roadă? Ceea ce specifică și Scriptura, de exemplu în Galateni 5, versetele 22 și 23. Roada Duhului, dimpotrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Aceste 9 calități descriu singura viață care merită trăită. Din fericire, nu suntem lăsați să producem aceste roduri prin eforturi proprii. Firește, ai putea să încerci, de exemplu, să stai în picioare prin forțe proprii. Dar Domnul Iisus a zis, în Ioan capitolul 15, eu sunt adevărata viță și Tatăl meu este vierul. Pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce roadă, El o taie. Și pe orice mlădiță care aduce roadă, o curăță ca să aducă și mai multă roadă. Și de la versetul 4, rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. După cum mlădița nu poate aduce roadă de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce roadă dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu, aduce multă roadă, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Am încheiat citatul. Cui se adresează Domnul? Ucenicilor, credincioșilor. Orice mlădiță care este în mine, scrie în versetul 2. Cine este vierul? Tatăl meu este vierul, a spus-o Domnul în primul verset. Care este scopul său? Ca voi să aduceți roadă, multă roadă și mai multă roadă, cum reiese din aceste prime versete. Care este secretul rodirii? Legătura constantă și profundă cu Domnul Iisus, care a spus în versetul 5 din Ioan 15, cine rămâne în mine și în cine rămân eu, aduce multă roadă. Așadar, dacă vrei să fii roditor, apropie-te tot mai mult și nu doar azi, de Dumnezeu.